Planul roșu de intervenție a fost activat ieri la nivelul județului Hunedoara după ce un microbus cu 7 persoane s-a răsturnat pe DN66 pe raza localității Merișor. La fața locului au fost alocate de urgență o auto specială de descarcerare, 2 ambulanțe smurt, o auto specială de transport personal și victime multiple și 2 ambulanțe. De asemenea, a fost prealertat elicopterul smurt. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, după prima evaluare la locul evenimentului, 2 persoane au necesitat îngrijiri medicale, celelalte fiind în afara oricărui pericol. Polițiștii hunedoreni spun că la volanul microbuzului se afla o femeie de 32 de ani din județul Suceava, care avea 7 pasageri la bord. Într-un moment de neatenție, însă a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier, șoferița a fost sancționată contravențional. Circulația rutieră a fost blocată mai mult timp pe sensul de mers Hațeg-Petroșani.